Bună ziua și bun găsit, vă spun și de această dată. Ne aflăm astăzi într-un cadru aparte, am ieșit din studioul TLU. Suntem în teren, suntem în campusul Facultății de Mecanică de la Universitatea din Craiova, un campus de excepție, recent renovat, recent utilat. Cunoaștem oameni frumoși, oameni care s-au întors cu un palmares de excepție într-un mediu puțin prietenos, am putea spune, cu cercetarea, dar cu toate acestea, an de an ne dovedesc în cadrul saloanelor internaționale de cercetare și inovare că avem cu ce să ne mândrim, că avem un centru universitar la Craiova care reușește să facă performanță, reușește să exceleze. De data aceasta, reușitele aparțin atât Universității din Craiova, dar și Universității de Medicină și Farmacie, pentru că este vorba de o colaborare între cele două instituții de învățământ superior. Avem alături de noi pe doamna profesor universitar doctor inginer Daniela Tavniță, cadru didactic la Facultatea de Mecanică. Bună ziua, doamna profesor! Bună ziua, bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru invitația de a face parte din echipa care astăzi poate prezenta câteva din rezultatele pe care le-am obținut la Salonul de Invenții. Meritele săptămâna sunt întru trecută. Totul ale dumneavoastră, pentru că prin obținerea acestor diplome ne-ați dat ocazia să discutăm despre cercetarea care se întâmplă în regiunea noastră, dar care nu rămâne cu ecou aici, ci atinge toată țara și iasă de foarte multe ori și în afară. De asemenea, alături de noi, domnul profesor universitar doctor Dan Tarniță, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie, de asemenea de la Craiova. Bun găsit, domnul doctor! Bine v-am găsit și eu. Mă bucur că ne reîntâlnim în acest cadru și cu noi invenții pe care echipa noastră l-a realizat și de această dată și care au fost apreciate la cel mai înalt nivel la Salonul de Invenții cu caracter internațional care s-a avut loc la Cluj-Napoca. Și ne bucurăm că ne-am întors cu o recunoaștere a muncii noastre. Și de asemenea din echipa care ne-a făcut și în acest an mândri, care a reprezentat cu brio Centrul Universitar Craiovean, domnul șef de lucrări, doctor inginer, Ionuț Gionea, de la asemenea de la Facultatea de Mecanică, de la Universitatea din Craiova. Vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Pentru mine a fost prima participare la un salon internațional de inventică și am învățat lucruri frumoase de acolo. Ne propunem astăzi să aducem în fața celor de acasă munca care se desfășoară în instituțiile de învățământ superior, o muncă care se întoarce cu beneficii către noi toți, nu neapărat care suntem angrenați ca și studenți în cadrul uneia dintre cele două universități, ci noi oameni care la un moment dat s-ar putea să avem nevoie de aceste invenții. Aș putea să vă prezint în câteva idei care a fost atmosfera de la Cluj. Deci săptămâna trecută noi am participat exact în această formație cu trei invenții care au presupus o activitate de cercetare interdisciplinară, medicină, mecanică, materiale, biomateriale, în sfârșit, deci o activitate interdisciplinară, pentru că este vorba de invenții cu aplicabilitate în domeniul medical și în mod special cu aplicabilitate în domeniul ortopediei și recuperării medicale, prin diferitele dispozitive și echipamente pe care noi le-am gândit ca soluții inovative și despre care probabil vom discuta ulterior. A fost o provocare și de data aceasta. Sigur, noi am mai participat la saloane internaționale de invenții în ultimii 5 ani tot participăm cu alte invenții, nu ai voie să participi cu aceeași invenție la un salon internațional de invenții. Și de data aceasta provocarea a fost destul de mare pentru că au participat 370 de invenții care au fost înscrise în catalogul de participare al salonului. Au participat cercetători și din mediul academic, de la institute de cercetare sau chiar de la companii care au în domeniul de activitate și chiar îl desfășoară cu multă abnegație și această activitate de inovare.
din România, din toate centrele universitare, inclusiv București, Iași, Cluj, bineînțeles, Timișoara, Sibiu, sunt câteva, Suceava, sunt câteva din centre universitare care sunt extrem de cunoscute pentru activitatea de inovare. Dar și din alte țări, cum ar fi Iranul, Malaezia, Thailanda, Republica Moldova și mai pot fi enumerate astfel de țări participante. Cum spuneam, numărul de brevete a fost destul de mare, a existat un juriu internațional care, în funcție de domeniul de aplicabilitate a invenției, a jurizat cu foarte multă atenție fiecare din brevetele prezentate în salon. A durat 3 zile întreaga acțiune a salonului internațional și, în final, după ce noi am prezentat la stand de dimineața până seara atât juriului cât și tuturor participanților care au fost studenți sau alte cadre didactice sau pur și simplu persoane interesate de salonul de invenție, care acum este la 15-a ediție. Chiar deja a fost un eveniment cu tradiție. Exact, un eveniment cu tradiție care se bucură în Cluj de tot mai multă audiență și de inclusiv populația este foarte interesată în momentul în care se desfășoară în luna martie acest, întotdeauna în luna martie acest salon. Rezultatele sunt unele care pe noi ne-au făcut să fim mândri și să... Și aș enumera eu trofeul de excelență ProInvent 2017. Acesta de aici, da. Obținut de doamna profesor Tarniță alături de domnul profesor Tarniță. De asemenea, doamna profesor diplomă de excelență din partea instituției prefectului. Da, aceasta Cluj, este într-adevăr. Într-adevăr, a fost o mare surpriză, pentru că nu se acordă decât o astfel de diplomă o dată pe an. Aceasta era chiar și o ediție aniversară și cu atât mai mult greutatea a fost greutatea implicată ca plus valoare pentru această diplomă este una foarte mare și am fost foarte, foarte plăcut surprinsă să constat că pentru întreaga activitate dedicată inovării, inventicii și cercetării științifice s-a apreciat că eu, de data aceasta, eu sunt cea care merit să îi se acorde. Da, este. Am putea spune mai mult decât atât. Este o diplomă de excelență primită pentru că instituția prefectului este reprezentantul guvernului în teritoriu. Exact. De altfel, așa și scrie aici Guvernul României, instituția prefectului județului Cluj. Aș vrea să intervin și eu puțin. Soția mea este modestă, este o recunoaștere a întregii activități de cercetare și obținerii a numeroase brevete care au fost premiate de-a lungul timpului cu medalii de aur la acest salon și această recunoaștere a fost această diplomă care este unică pe fiecare eveniment care se desfășoară anual. Și atunci este selectată persoana care și-a adus contribuția în cel mai mare grad până în acel moment. Și trebuie să spun că nu trebuie să fie modeste, pentru că acum, cred că și Ionuț este de acord, eu personal îi recunosc șefia echipei. Conducătorul echipei, doamnele sunt cele care conduc. Dar este un foarte bun organizator, meticulos și foarte exigent în a nu lăsa lucrurile să nu fie perfecte. Și noi încă nu am uitat, în 2013, doamna profesor Daniela Tarniță, în cadrul de data aceasta Salonul Internațional Euroinvent, la cea de-a 6-a ediție, a fost desemnată cel mai bun inventator femeie, unde participarea a fost extrem de numeroasă, peste 400 de inventii. Cred că 450 au fost din peste 25 de țări reprezentanți și brevete, dar reprezentanți participanți, și un juriu care, într-adevăr, a avut membri de mare, deci de mare vizibilitate, un juriu format din membri din peste 20 de țări. Și aceea a fost o surpriză pentru mine, sigur plăcută, dar un lucru, după cum se vede, care m-a motivat extraordinar de mult, ca să nu
Rămân la acel nivel doar în 2013. Noi am obținut premii și în 2014, multe medalii, și în 2015 am fost și la Chișinău și acolo, de acolo ne-am întors în 2015 în toamnă cu astfel de medalii și acum am participat și vom mai participa. Pentru că este, de fapt, o activitate extrem de frumoasă, implică foarte multă creativitate, ingeniozitate, soluții tehnice care trebuie date împreună cu echipa. Dar și multă muncă și perseverență. Și este acea manifestare unde îți măsori forțele. Doar dacă ne gândim că la Euroinvent în 2013 au fost reprezentanți din Canada, Croația, Egipt, Marea Britanie, Franța, doar dacă ne gândim ce bugete alocă acele state pentru cercetare și deja ne dăm seama de amplitudinea și de ce trebuie să fim mândri. Să vă dau un exemplu. Nu concurăm după picior de egalitate. O echipă de cercetători din Italia, de la Milano, care se ocupă de mecanisme de prehensiune, deci de tip mână mecanică, mână bionică, au primit fonduri de ordinul milioanelor de euro și au reușit să obțină un prototip care se ridica undeva la 50.000 de euro. Mâna robotică cu care noi am participat la saloanele de invenții a ajuns, deci ar fi costat undeva în jur de 1.500-1.800 de euro. Noi trei, eu, soțul meu și doctorandul care apoi a finalizat teza, acum este în China, a fost în America un an și jumătate plecat, acum este în China, predă în China, tocmai pentru că a avut aceste rezultate, dar doctorandul meu fiind și cu tema de la teza de doctorat, deci noi am reușit să obținem trei acest prototip care era comparabil, nu pot să spun, poate mai putea să aibă unele finisări ulterioare dacă noi am fi continuat cu mâna mecanică, cu mâna aceea antropomorfă, dar comparabil cu 50.000 sau 60.000 prototipul în condițiile în care câteva milioane de euro au avut la dispoziție echipa respectivă, cercetătorii, ca să poată să obțină acel prototip. Este o mare diferență, mare diferență de resurse financiare, de resurse materiale, de stimulare a muncii celor care își dedică existența, viața, timpul pe care l-au pentru astfel de cercetări. Și tineri, ca exemplul pe care vi l-am dat, există la noi. Există în învățământul universitar din țară, există în Craiova. Avem tineri și doctoranți, unul din brevete este tot cu un doctorand al meu, este Ionuț, care este tânăr, el este șef de lucrări, el se încadrează încă la categoria tineri când trebuie să participe sau să aplice la proiecte, foarte talentați, foarte muncitori. Deci exact cum este și Ionuț, care se străduiesc să găsească soluții cât mai inventive și să poată să producă plus valoare la munca pe care o depun. Și trebuie să recunoaștem acest lucru. Avem copii talentați, avem tineri talentați, avem asistenți și șefi de lucrări talentați. Unii dintre ei vor să muncească mai mult și să finalizeze anumite cercetări prin brevete de invenție și să participe cu ele ca să-și măsoare forțele, alții o lasă poate pentru un moment ulterior. Pentru că nu au un șef ca tine. Pentru că nu au... Acum și Ionuț, cred că e de acord cu mine și te rog să pui și tu părerea, că dacă nu era doamna profesor Daniela Tarniță să te atragă în echipa de cercetători care fac invenții și el poate că s-ar fi limitat la alte activități. Auzim de foarte multe ori în anumite medii că ne-am pierdut cumva acel spirit de mentorat, de a conduce tinerii și am devenit ușor egoiști de a ține informația pentru noi. Deci vreau să vă spun că fiecare din brevetele cu care noi am participat și au obținut medalii, cu care eu am participat, mă refer la mine, au avut pe ele, ca în echipă, numele doctoranților mei.
toți care i-am condus de la primul până la cel care l-am acum să finalizeze, fiecare din brevete au avut în echipă doctoranzi, au făcut parte din tezele lor de doctorat. Și mie mi-a făcut mare plăcere, mare bucurie să pot să îi sprijin și să le insuflu acest spirit de competiție, de a merge, de a și găsi soluții originale, dar și de competiție, de a merge în astfel de saloane unde ne întâlnim. De altfel și Ionuț vă poate spune, cum spunea el, că a fost foarte impresionat câtă lume bună și ce oameni deștepți, inteligenți, participă la astfel de manifestări. Aș vrea să vorbim un pic despre atmosfera de la Cluj. Cum ați resimțit lumea cercetătorilor, pentru că cei mai buni au fost acolo în această perioadă? Așa este, atmosfera a fost una foarte plăcută. A fost o plăcere să reîntâlnesc persoane pe care le cunoșteam deja sau să primesc aprecieri din partea unor persoane pe care nu le-am mai cunoscusem. O astfel de apreciere am primit-o din partea unui profesor de la Academia Forțelor Terestre, Nicolae Bălcescu, din Sibiu, care ne-a adresat invitația de a participa la un salon de inventică, Cadeti Nova, care va avea loc în data de 29 aprilie. Și atmosfera a fost una foarte academică, încărcată de multe emoții, bănuiesc, pentru că în momentul în care se strâng la oaltă cei mai buni cercetători, apăsarea este una substanțială. Da, și a primat și recunoașterea celorlalți, felicitările primite au însemnat foarte mult și îți dau un bol de a continua, de a-ți duce munca mai departe, de a disemina sub formă de lucrări științifice. Și vedem acest lucru pentru că n-aș vrea să rămânem datori și aș vrea să continuăm, pentru că reușitele și recunoașterea nu s-au oprit la trofeul de excelență, respectiv diploma de excelență primită de domnii profesori. De asemenea, am avut o medalie de aur din partea Universității Politehnice din București, care am putea spune că este cumva polul învățământului tehnic din România. Absolut, semnată de domnul Costoiu și sigur ni s-a spus și un detaliu, medalia este aceasta, este o medalie placată cu aur de 24 de carate. Da, nu s-au acordat... Banca Națională. Da, serios. Și chiar au precizat acest lucru. Nu s-au acordat decât 5 astfel de medalii pentru tot salonul și noi am fost cei 3 nominalizați în diploma aceasta și medalia ne-a fost acordată echipei celor 3 pentru grupul de invenții, adică pentru tot ce înseamnă invenții care noi ne-am prezentat la salon de data aceasta și care aveau o aplicabilitate medicală. I-a impresionat și am fost chiar primii nominalizați cărora ni s-a acordat medalia din partea domnului Costoiu, din partea Universității Politehnica din București. Da, este o medalie care nu se întâlnește foarte des, clar, și de aceea o vom păstra undeva la loc de onoare, pentru că suntem foarte, foarte mulțumiți și foarte onorați, pentru că noi am fost cei care am fost nominalizați pentru una din cele 5 medalii. De asemenea, tot la Cluj-Napoca, în perioada 22-24, în cadrul celui de-al 15-lea salon internațional al creativității, inovării și invenției. V-ați mai întors acasă și cu cupa și premiul special acordat de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 4 medalii de aur și o medalie de bronz acordată de Universitatea Ștefan cel Mare din de data Suceava. Aceasta din Suceava. Da. Și să știți, la fel trebuie să spun, medalia de bronz ar putea să spună, vai, uite, n-ați mai obținut. Nu, medalia de bronz oferită de rectorul de la Universitatea din Suceava și prezent a fost domnul prorector care ne-a înmânat această medalie. Este foarte importantă să vă spun de ce. Suceava, la un moment dat, cred că până anul trecut, era situată pe primul loc la numărul de invenții și de medalii care le-a obținut. Extraordinar de productiv, o activitate de inovare fără egal.
Iar ei știu foarte bine când apreciază un brevet sau altul. Și trebuie să mai precizez că nu s-au înmânat din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava decât 3 medalii. Una de bronz, una de argint și una de aur. Faptul că am obținut-o pe cea de bronz mă face la fel de bucuroasă și de fericită ca cealaltă. Și totodată trebuia să spună soția că am pierdut firul medaliilor și premiilor, că fiecare din cele trei invenții cu care ne-am prezentat a primit medalia de diploma de excelență a salonului. Deci fiecare din cele trei invenții a primit medalia de aur și diploma. Ele au fost și de bronz și de argint și de, multe brevete care n-au primit premii, dar noi, cele trei, au primit câte o astfel de diplomă și medalie de aur sunt aici, cele pe care, da. În orice caz, a fost bine, a fost bine. Noi suntem foarte mulțumiți pentru că asta ne face să continuăm și sunt convinsă, noi avem mai multă experiență. Mergând încă din 2013 la astfel de saloane. Dar, așa cum spunea și Ionuț... Aș adăuga eu că astăzi am vorbit doar de premiile obținute la ediția din acest an 2017, absolut, pentru că altfel nu ne-ar ajunge o emisiune întreagă doar exact, pentru a enumera premiile obținute pe parcursul anilor. Așa este și vă mulțumim mult de tot pentru că ne-a apreciat mult acest lucru. Nu numai noi am fost foarte mulțumiți, dar și Ionuț, care a avut ocazia să participe prima dată la un astfel de salon, să vadă cum se stă acolo de dimineața până seara la stand, ca să poți să explici fiecare noutate, fiecare avantaj al invențiilor și juriului, dar și celor interesați, și ai această responsabilitate să fii prezent la stand, pentru că așa poți să pleci și să zici, lasă că a trecut juriul și nu mai ne ducem să ne plimbăm acum. Nu se poate, că dacă n-am fi atât de serioși și să putem respecta tot ceea ce, să ne încadrăm în rigorile unui salon, nici nu știu dacă am mai fi și invitați, nici nu știu dacă am face o impresie bună, lucru care noi nu ni-l dorim. Adică ne dorim să fim oameni foarte serioși și să fim respectați ca atare în astfel de competiții. Vreau să menționez că la acest salon, la deschidere și, bineînțeles, și în celelalte zile, au fost toți rectorii universităților din Cluj-Napoca, reprezentantul OSIM-ului, reprezentantul Ministerului Cercetării. Deci, salonul s-a bucurat de persoane care reprezintă instituții de cercetare din România și care sunt venite să acorde tot respectul acestei manifestații, dar și cercetătorilor și celor care au făcut invenții. La fel din Republica Moldova, întotdeauna vin conducătorii instituțiilor și din țară vin, pe lângă inventatori, vine și câte un conducător al instituției respective sau al centrului sau al institutului de cercetare. Ceea ce vreau să precizez și este bine să nu uit este că eu am avut mandatul din partea domnului rector al Universității din Craiova, domnului profesor universitar Cezar Ionuț Spânu, să înmânez 6 diplome de excelență a celor invenții pe care, împreună cu juriul, le-am considerat, după ce am fost la toate standurile cu invenții, am considerat că sunt cele mai relevante și prin care noi, ca universitate, îi prețuim prin intermediul diplomelor. Într-adevăr, diplomele au ajuns, zic eu, și după părerea și a celorlalți, exact acolo, la acele invenții și echipe care, într-adevăr, au fost reprezentative și care, până la urmă, și-au obținut și ele niște medalii de aur sau un premiu de excelență. Vreau să spun că, în felul acesta, domnul rector a fost, practic, prezent prin intermediul nostru la acest salon
Și noi îi mulțumim pentru că s-a implicat și pentru că a dorit să, și ne-a dat girul dumnealui pentru a premia cele mai reprezentative, din partea centrului universitar, cele mai reprezentative brevete. Exact așa cum am obținut noi de la Suceava sau când chiar prorectorul universității ne-a înmânat diploma, sau de la Sibiu sau de la Politehnica din București. Da. De foarte multe ori ne-am obișnuit cumva să ne văităm, să dăm vina pe slaba finanțare. Slaba finanțare o cunoaștem cu toții, mai ales în domeniul cercetării. Cum reușim însă și în aceste condiții, n-aș vrea să intrăm în procente pentru că sunt rușinoase dacă ne comparăm cu alte state cu care avem rezultate comparabile, cum reușim însă să ne menținem acolo sus? Prin entuziasmul oamenilor care sunt în diverse zone ale țării, cărora le place să observe lumea înconjurătoare și cărora le place să facă ceva care să o înfrumusețeze, să o îmbunătățească, să vină în ajutorul muncilor sau în ajutorul muncii celor din jur. Să știți că de-a lungul timpului România a avut oameni de excepție și chiar de aici, dacă ne gândim la Gogu Constantinescu. Și e minunat să-i enumerăm, pentru că de foarte multe ori băgăm capul în pământ și ne este așa, când ieșim în afară ușor, suntem ușor timorați de asta. Nu avem de ce, pentru că au fost personalități care au dus lumea înainte cu mult, au făcut să pășim peste ani sau peste zeci de ani datorită invențiilor lor. Am zis Gogu Constantinescu, Enrico Andă, Traian Vuia, deci sunt câteva personalități, ca să nu mai vorbim de Brâncuș, care l-am aniversat și care este din zona noastră. Sau de prima femeie inginer, pentru că din nou mi-amintește exact, de un premiu pe care l-ați obținut. Da, da, Eliza Zamfirescu, da. Pentru că eu chiar am obținut o astfel. Da, care a fost prima femeie inginer din Europa. Da. Deci vreau să vă spun că probabil nici atunci, eu nu cred că a contribuit România cu ceva la formarea lui Brâncuș. Dacă citim biografia, o să vedem că a servit și prin Cârciumi, a plecat singur la Paris, s-a oprit la Viena, când o fi învățat limbile străine respective, că pe la școală cred că a trecut destul de rar. Deci nu putem să... Dar a fost un... Cu ce putem să ne asemănăm noi cu Brâncuș? Prin faptul că a avut o viziune asupra lumii, prin tenacitatea lui. Dacă nu reușea, nu vorbeam despre Brâncuș. Dar el a avut o idee pe care a dus-o până la capăt, în care a crezut și care până la urmă l-a dus la reușită. Deci poporul nostru are un geniu în gena lui. Are genialitate. Problema este că ne trebuie cineva care să coaguleze această genialitate, să o direcționeze, să o valorifice, să o finanțeze, dacă s-ar putea. Iar eu de asta am remarcat calitățile soției mele și am spus să nu fie modestă, că dacă ea nu ar fi fost o șefă de echipă, noi ceilalți n-ar fi fost inventatori. Adică am fi făcut cercetările, dar nu le-am fi valorificat în niște invenții. Observații, îmbunătățiri, așa cum am discutat în pauză, doctorii sunt capabili să creeze pe moment lucruri care se poate să vindece oamenii sau să-i ajute pe moment să poată să treacă pentru cât este în perioada de criză. Dar sunt foarte ocupați ca să materializeze prin, da, să finalizeze această, nu știu, această creativitate. Aș fi vrut să intervin aici puțin atunci când ați spus că uneori ne simțim apăsați și cu capul plecat. Deci vreau să vă spun că eu nu mă simt niciodată așa. Și vă spun cu sufletul deschis.
Oriunde particip în străinătate, la congrese, la conferințe și participăm foarte des, adică suntem chiar persoane extrem de active și de dinamice, sau la saloanele acestea, sau în sfârșit, în context internațional, eu sunt foarte mândră că reprezint România, că sunt româncă și sunt respectată ca atare. Important este să ai atitudine de român adevărat care își reprezintă țara la nivelul internațional impus. Că dacă ești plecat și umil, umil rămâi. Dacă ești o persoană care este stăpână pe ceea ce face, pe ceea ce produce, pe ceea ce creează și pe ce are de gând să prezinte în fața japonezilor, chinezilor, americanilor, francezilor, nemților, atunci nu poate să fie decât cineva care este considerat egal cu ei și zic, da, uite, o lucrare sau un articol bun, pun întrebări, răspuns, dar ești român, unul din participanții la fel ca ceilalți. Credeți-mă că eu efectiv nu mă simt niciodată că, adică nu am o atitudine care să mă pună în inferioritate față de ceea ce reprezint și față de ei, de toți ceilalți. Pentru că, până la urmă, dacă putem să arătăm lucruri frumoase, inteligent... Aș vrea să completez, să o completez pe soția mea, pentru că ea tot modest este. Noi avem și feedback-ul acestui lucru. Deci, când mergem în America la fica cea mare care e profesor la Princeton, acolo intrăm în... vorbim cu profesorii... Pe cele două fici, că așa provin din România și mai ales că provin de la noi din Craiova. De asemenea, da. Cercetători la universități, la unele dintre cele mai mari universități exact. După glob. În top 5, aș zice, da. Și Princeton și Harvard. Noi când mergem, vorbesc de fica cea mare, pentru că ea e profesor și acum, deci, relațiile sunt... cu toți profesorii care sunt în departament și în universitate. Și acolo ne-au cunoscut, la început, părinții Corinei, după care ne-au întrebat cu ce facem, după care și-au dat seama că facem lucruri foarte serioase și chiar au început să ne invite să ținem tocuri despre cercetările noastre acolo la Princeton. Și acum când... Am avut și la Harvard astfel de invitații. Am avut și la Harvard în anii anteriori, da, și acum. Și avem... acum chiar un profesor ne-a trimis, când a văzut palmaresul, a spus că se simte onorat și este unul din marii profesori ai Americii, care anul trecut în mai a primit medalia de aur din partea președintelui Obama pentru merite în știință și n-au primit-o decât cinci oameni această medalie de aur. Adică am vrut să spunem că... Și aprecia rezultatele noastre. Și ne-a spus că se bucură că ne cunoaște și că e prieten cu noi. Spre deosebire că mai sunt aici, știți, mai există și o ușoară, uneori, mai există și mici cârcotași care zic că nu are nicio valoare. În toate, în absolut, toate ramurile. Oriunde și oriunde. Da, nu are nicio valoare ce ați făcut voi acolo sau n-au valoare. Nu este... Dar sigur sunt persoane care n-au participat niciodată la așa ceva, nu au produs astfel de lucruri. Cred că e vorba mai degrabă de o frustrare personală. Poate, nu știu. Sau poate a fost o chestiune, poate ori fi glumit. Eu mă gândesc că au glumit, că altfel ar fi ușor penibil dacă ar fi adevărat. Să vă mai spun ceva. Președintele jurului, fostul rector al Universității Politehnice din profesorul Munteanu, Radu Munteanu, probabil dacă va fi, sau nu știu dacă e și academician, a spus în cuvântul de început despre salon, și este valabil și despre inventatori, dacă, că acest ceva este, toată lumea discută despre acest ceva, este foarte ușor, e foarte ușor de făcut, e la îndemâna oricui, dar nu-l face nimeni, decât că dacă se găsește cineva
ca să facă acel ceva care altfel care nu a fost făcut de nimeni, dar despre care toată lumea discută despre el, că e atât de ușor de făcut. Da. A fost o metaforă care a fost mult mai bine legată, că a fost foarte atent și a și mai citit, pentru că era foarte bine gândită, dar era vorba despre cineva, ceva, cândva. Ideea era că toți ar fi vrut să facă sau ar spus că ar fi putut să facă, dar nimeni n-a făcut acel ceva pe care doar cineva l-a făcut când a trebuit și așa mai departe. Și acel cineva care nu a realizat nimic s-a gândit la acel lucru cândva și putea să-l facă. Dar și uite așa, și uite așa. Da, aia a fost o chestiune care a fost apreciată foarte mult, că a fost, noi am spus din amintiri, dar ce v-am zis, a prezentat-o cu foarte multă rigurozitate, încât, ce să vă spun, era esența esențelor prezentată, deci, și la din experiență. Și da, la invenții la fel. E ceva simplu, nu e atât de greu, l-ar face toată lumea, dar nu pot să-l facă, că nu au timp, dar e o problemă care ar putea... Iar când o face cineva, li se pare că este ceva care nu are importanță. Da, adică probabil că așa au spus și despre opera lui Brâncuș. Bine, nu ne comparăm ca și creație, dar vorbim, probabil așa au spus și despre avionul lui Traian Vuia, probabil așa au spus și despre... Dacă ne uităm în istorie, toate marile descoperiri ale lumii au fost apreciate ulterior de generațiile viitoare și nu de generația cu care au trăit în Pentru acea perioadă. Pentru că așa cum spunea și Einstein, există o poziție extraordinară a unor minți față de ceea ce față de genialitate, față de lucrurile creative. Deci există din partea mulțimii o opoziție, cum să spun, care vine așa din celule fără prea multă explicație sau argumentație logică. Dar asta este, e. Noi ne simțim fericiți în acest proces de creație și o facem pentru satisfacția proprie și asta ne dă măsura... Nu o faceți pentru satisfacția proprie, o faceți mai ales pentru instituțiile, da, de la că care până la urmă, am înțeles. O instituție de prestigiu academic prin cercetare și inovație. Corect. Și acum trebuie să mai precizez și acest lucru. Deci noi ne găsim acum în laboratorul de mecanisme, bionică și robotică de la Facultatea de Mecanică, din clădirea care, așa cum ați spus și dumneavoastră, a fost inaugurată anul trecut, o clădire care este rezultatul ca proiect al muncii echipei de conducere a facultății noastre, condusă de domnul decan Dumitru Nicolae, și care, într-adevăr, după cum ați văzut și dumneavoastră, este o clădire de ultimă generație, cu echipamente de ultimă generație, cu o dotare extraordinară și care te îndeamnă să lucrezi, este foarte plăcută atmosfera. Oricine vine din străinătate sau din alte centre universitare și vizitează această clădire nouă, cu toate dotările ei, este absolut impresionat. Sau, de regulă, cei care vin pentru acreditări de specializări la facultatea noastră, inițial sunt puțin mai circumspecți, e o întreagă rigoare când vin și văd baza materială, care de anul trecut e într-adevăr una de excepție. Spun, domne, așa ceva nu prea am mai văzut în alte părți. Într-adevăr, ați făcut un lucru minunat și studenții au unde să desfășoare chiar în condiții occidentale, activitate de laborator, de proiect, de IT, de calculator, și de cercetare. Și eu am vrut în felul ăsta să onorez și ce avem la dispoziție, deci să onorez și Facultatea de Mecanică și pe colegii mei cu această muncă și aceste rezultate, ca să ne, aducem un prestigiu în plus Facultății de Mecanică, Universității din Craiova și Centrului Universitar. Cuvintele nu sunt exagerate, pentru că noi avem feedback-ul, v-am spus. Deci nu e cu nimic mai prejos această clădire decât clădirile de la Harvard, de la Princeton, unde le-am cunoscut, sau din Germania, unde am fost tot așa cu diverse proiecte și la diverse conferințe.
Deci sunt dotate la nivel european. Mai trebuie acum, doar să cercetăm și să lucrăm și acum, să producem. Da, 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 și cercetarea, slavă Domnului, da, se realizează, da? Și avem și dovada că se realizează, exact, cu succes. Da. Și aș mai adăuga eu clădiri unde se lucrează foarte bine, unde generația de profesori se transformă în mentori pentru generația mai tânără, pentru studenți. Pregătesc șef de lucrări care să vină să le ia locul câte un pic, câte un pic, pentru că trebuie făcută această trecere. Nu brusc a terminat generația X, rămâne un gol foarte mare și mai avem doar asistenți, că atunci ce se întâmplă? Asistenții, când ajung ei să aibă o recunoaștere profesională, să conducă doctorate, să facă la rândul lor? Deci nu se poate. Deci totul trebuie făcut cu foarte multă grijă și cu o strategie foarte clară de a forma din aproape în aproape. Sigur, eu nu sunt într-o etapă următoare, probabil va deveni conferențiar, după care, pentru că ăsta e mersul lucrurilor. Din șef de lucrări a fost asistent, va merge să concureze pentru conferențiar și așa mai departe. Va duce mai departe munca de brevetă, de invenție. Sigur, cu generațiile care urmează. Și ca el și ceilalți colegi mai tineri ai noștri, tot așa, își vor urma cursul pe baza rezultatelor pe care le-au acumulat, că există acum niște grile destul de riguroase ale comisiilor CNATCU și trebuie să le respecti. Le îndeplinești, nu e nicio problemă. Nu le îndeplinești, nu se mai poate face doar pe ochi frumoși trecerea direct de la asistent, poate la conferențiar, sau să devii profesor dacă tu nu ai acolo acel minim elementar impus de comisii care să ateste că într-adevăr ai un background care să-ți permită să fii cu titlul academic de profesor sau de conferențiar. Și să fii egalul celor din străinătate. Cu care te duci, adică nu te să mai discuți cercetare. Compara, da, cu celelalte universități decât dacă ești la nivelul lor. Ori ai acum spații, ai aparatură, ai posibilitatea de a circula și de a face schimb de idei, acum îți rămâne decât ție să ții pasul și să fii permanent în pas cu vremea. Nu e ușor. Deci să nu credem că asta e ca mesul pe stradă. Deci nu este ușor, iar această premie obligă? Exagerat de grea. Adică a publica o lucrare într-o revistă de prestigiu care să aibă factori de impact este aproape ceva imposibil, ocupari cu urcatul pe un vârf din ăsta care nu... Pe Mont Blanc, să nu zice, Mont chiar Blanc, e Everestul. Da. Și cine se străduiește ajunge să facă și asta. Da, deci nu-i interacitate, prin pregătire permanentă și prin a-și urmări obiectivele și a avea respectul față de sine. Și prin foarte mult timp și efort alocat acestei activități. Că dacă ți-ai încheiat cursul și ai plecat și te duci la plimbare sau îți vezi de ce mai ai prin de gătit și de spălat și atât, asta nu poate să ducă la așa ceva. Trebuie să faci de așa manieră să-ți organizezi timpul, să faci și lucrurile care trebuie ca să, da, să ai o viață decentă și frumoasă și așa, dar mult, enorm de mult timp și nopți și zile și săptămâni întregi trebuie să lucrezi ca să produci ceva care la rândul lui să poată să intre în competiție. Dacă nu, nu. Deci este vorba și de foarte mult efort pe care trebuie să-l faci și să-ți asumi acest lucru. Și să transferi competiția de la facultate acasă. Dacă nu ai un partener care să fie complementar și care să te înțeleagă ce înseamnă asta și te trimite la piață, te trimite la alte lucruri pe care trebuie să le faci, nu mai ai timp. Nu mai ai timp pentru cercetare și atunci trebuie să poți să discuți despre cercetare și acasă. Această premie a fost obținută poate și datorită faptului că continuați cercetarea acasă. Ideile din medicină, din ortopedie vin și se pun cap la cap cu ideile din mecanică. Corect. Și de multe ori acasă se discută ideile, se discută soluții, apoi ne întâlnim cu echipa cu care suntem, cu care colaborăm și începem să punem la punct detalii, să vedem ce merge, ce nu merge, ce are viabilitate, ce nu are, să găsim altă soluție, dar iar
revenim acasă, să zicem, seara, dimineața când bem cafea, o mai vine poate o idee. Sigur că nu putem să nu gândim că în fiecare zi noi numai asta facem. Dar de multe ori, când stăm liniștiți și bem cafeaua sau avem așa un răgaz, atunci vine o idee, găsim o soluție la ceva ce pare a fi o problemă care nu s-a rezolvat și atunci începe. Și începem să discutăm, după care, sigur, le punem altfel cap la cap, iar le reluăm, iar le experimentăm, iar încercăm să găsim, să modelăm, și să simulăm. Pe urmă începe talentul managerial, zice, da, la ideea aia te-ai mai gândit, dar la soluția asta ce părere ai, că este bună sau nu este bună, cum am putea să o mai îmbunătățim. Că nu mi se pare, da, prea... În momente, da. Deci este o activitate interesantă, plăcută, cu momente plăcute și cu momente de încordare maximă. Da. Și numai așa poți să ajungi la... Aș vrea să, pentru că toate aceste momente și toate aceste reușite, cred că uneori sunt încununate și de o ușoară tristețe, dacă putem să-i spunem așa, legată de faptul că sunteți convinși de utilitatea invenției pe care dumneavoastră ați gândit-o, dar cu toate acestea nu reușiți, și nu din vina dumneavoastră, și aș vrea să vorbim de acei factori care țin de alte laturi. Deci oricare din brevetele sau aplicațiile pentru brevet pe care noi le producem pornesc clar de la ideea de a fi aplicabile. Noi gândim chestiuni practice, aplicabile și în general în domeniul sănătății. Din păcate, la noi lucrurile cred că sunt uneori scăpate de sub control și nu sunt bine organizate. Și mă gândesc la un moment dat la o exagerată centralizare. Avem Ministerul Cercetării, avem Ministerul Învățământului, dar agenții județene sau regionale care să vină și să stea permanent și să poată să preia cercetarea de la nivelul regiunii respective și să o valorifice, nu avem. Deci lipsește o verigă intermediară între cercetători și între producători. Această verigă în alte țări există și peste tot pe unde am umblat există sub o formă sau alta. Și la noi nimeni nu este interesat, Ministerul Cercetării stă acolo, bine mersi, undeva sus și nu știu dacă are timp să privească în jos sau privește doar peste o hotare unde ar putea să se mai ducă, să mai participe la diverse alte lucruri. Deci nimeni nu se implică în valorificare. Eu vreau să vă spun că unele din brevetele pe care le-am produs ar putea să fie valorificate în România de fabricanți sau cum să le spunem, de companii care să aibă acest, să aibă această preocupare, să producă aceste. La noi nu există. Deci în România nu există firme care să producă implanturi pentru ortopedie și pentru traumatologie. Nu există. Și atunci totul se importă de la firme foarte puternice la nivel internațional și nu, la noi nu se dezvoltă această industrie. Și ca și cercetător, nu, deci un asemenea partener internațional, ai putea să-i vinzi invenția și să intri într-o colaborare cu el, legislația nu-ți permite pentru că devii incompatibil, că dacă folosești produsele firmei respective, legislația zice că îl favorizezi pe respectivul căruia ai vândut brevetul ca să poată el să-și vândă în România, deci, produsele practic, lui. Deci, statul nu doar că vine și oprește a se produce aceste lucruri. Nu se preocupă să se... Mai mult decât atât, vine și pune și... Exact. Da. Și pe de altă parte vine și nu poți să intri într-o relație cu un producător internațional pentru că spune că îl favorizezi pe el
ca și dumneavoastră, că nu aveți voie la televiziune să spuneți numele unor firme că faceți publicitate. Exact așa se întâmplă și la noi. Nu avem voie să intrăm într-o relație din asta, să vândem brevetul și pe urmă să-l promovăm, pentru că spune că facem, favorizăm firma aia ca să își vândă produsele. Deci e foarte complicat ca să poți să valorifici un brevet de invenție în România. Producători români nu sunt, iar cei internaționali, dacă sunt, nu poți să intri în relație cu ei. Așa că nu știu cine poate ar trebui. Poate că de asta am ajuns în situația în care am ajuns, pentru că nu doar că nu încurajăm, dar chiar punem ceva frâne. Și nu vedeți că spunea chiar la deschiderea aceasta, tot acolo s-a precizat faptul că s-a făcut o statistică și numai 3% din firme, din companiile din România sunt interesate în activitate de inovare. Și atunci, asta era tristețea cea mare, că uite, se aduc brevete care sunt extrem de valoroase, dar că nu există disponibilitatea din partea companiilor, a firmelor, decât în proporție de 3% să preia un brevet sau să-și dorească inovare la compania respectivă. Avem exemplul Gerovitalului, care n-a fost valorificat. Și exemplele pot continua, le pot vândut și la Institutul Cantacuzino, că unde, poate că din fericire... Poate că undeva este o strategie din aceasta de a nu produce noi niciodată implanturi ortopedice, nu? Da, sau... dar pe de altă parte, având în vedere că, așa cum spuneam, avem acea fărâmă de geniu, eu cred și sper din tot sufletul că ne vom reveni la un moment dat, și nu spun asta doar pentru a încheia într-o notă optimistă, ci pentru că în cele din urmă ne vom lua cumva destinele în propriile mâini și vom reuși să trecem peste aceste piedici pe care, din nefericire, tot noi ni le punem nouă înșine. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiile obținute, vă mulțumesc pentru că ne-ați spus povestea care se ascunde dincolo de aceste premii pe care de multe ori le vedem, ne mândrim cu ele, sau unii dintre noi suntem cărcotași, dar știm și motivele. Vă mulțumesc până la urmă pentru noi, cei de la Craiova, care încă o dată arătăm că suntem buni. Noi vă mulțumim mult de tot pentru faptul că ne-ați făcut această invitație de a participa la o astfel de întâlnire de suflet și de altfel Tele.U întotdeauna a promovat, trebuie să recunosc, și cercetarea, și activitățile științifice, și rezultatele remarcabile ale Centrului Universitar Craiova. Deci, prin asta chiar putem spune că se detașează și este una din televiziunile pe care noi o prețuim foarte mult. Și încă o dată vă mulțumim că ne-ați dat această ocazie nouă, celor trei, de a vă prezenta câteva detalii legate de această preocupare a noastră pentru activitatea de cercetare. Mult succes! Eu sunt convinsă că ne vom revedea în curând, nu cred că tocmai în martie 2018, ci mai curând, cu alte premii, cu alte distincții. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă, vă doresc toate cele bune!